Noi, până ați punem mâna pe putere, când vorbesc noi, am vedere împreună cu toți cetățenii din țară. Doar atunci să-i putem punem la respect și vă asigur eu, așa cum am procedat eu cu unii ticăloși la Bălți, așa să procedăm și la nivel național. Din 2014, de când am fost noi scoși prima dată din alegeri, noi am propus un proiect care toți spuneau că e bun, numai că niciun partid nu l-a susținut. La noi toate farmaciile sunt private și sunt controlate de câteva persoane în țară. În program este scris clar la noi. În fiecare centru raional să fie câte o farmacie de stat, ca oamenii să vadă prețurile reale. Începând cu cele mai ieftine medicamente, ca și măștile, terminând cu cele mai scumpe. Noi avem în țară astăzi mai mulți producători de măști. Autoritățile centrale au făcut tot posibil ca aceste măști să nu poată fi vândute oficial, deoarece strâc afacerile la cei care le aduc peste hotare. Toate privatizările, toate contractele de arendă, de scandal care au avut loc, vor fi revizuite. Eu astăzi n-am obligații față de nimeni. Eu astăzi am obligații doar față de cetățeni și eu vă asigur, așa cum merg eu astăzi prin Bălți și am unit absolut puteți, moldovieni, ruși, români, ucraineni, și le-am explicat la toți, cu oare ne apucăm de lucru și nu umblăm noi 30 de ani de zile cu limba voastră și cu limba noastră. Am făcut-o așa în Bălți și așa o facem la toată țara. Primăria din Bălți, a patrulea ani la rând, este cea mai transparentă din Republica Moldova și eu mă mândrez de acest lucru. Unica problemă, mă tale înțelegi foarte bine, că aici fără Hârleț și Montirovcă nu prea avem șansă. Votați pe data din 1 noiembrie, așa cum vă spune inima. Important, nu votați cu culoașele, nu votați cu cei implicat în furtul miliarde și alte crime. Votăm Renato Usatăi, candidatul numărul 1 în buletinul de vot.